Cea mai mare varietate de produse vegane? E doar pe goveggie.ro. Bun venit la Starea Sănătății! Mă gândesc uneori la cât de repede ne obișnuim nu cu binele, ci cu a ignora binele pe care ni-l putem face atunci când el este accesibil. Dacă e ieftin și la îndemână, gata, ne-am pierdut interesul. Mai bine dăm banii pe ceaiuri și suplimente de slăbit sau cărți celebre despre diete și superalimente. Superalimente, în sensul că sunt sănătoase, nu leacuri pentru orice boală, sunt citricele, spre exemplu. Acelea după care tânjeam pe vremuri și care zac acum neatinse prin supermarketuri. Că na, sunt napolitanele și croissantele un pic mai încolo. Un motiv bun pentru a mânca mai des citrice e acela că ne reduc chiar mai mult decât merele riscul de a face accident vascular cerebral datorită unui fitonutrient pe care îl conțin, numit hesperidină, și care s-a dovedit că îmbunătățește circulația sângelui, inclusiv prin creier. Efectele pozitive asupra circulației sângelui au mai fost studiate în cazul unor femei care sufereau de o sensibilitate la frig și circulație proastă. Știți voi, mâini și picioare reci, principalul motiv pentru care se ceartă cuplurile, mai ales iarna. Ei bine, în urma acestui studiu s-a constatat că temperatura de la nivelul degetelor femeilor care au băut suc de portocale a scăzut într-un ritm mult mai lent decât al celor care au băut o băutură artificială cu gust de portocale atunci când au intrat într-o cameră cu o temperatură foarte scăzută. Un alt motiv important pentru care ar trebui să consumăm zilnic citrice, în sezonul lor desigur și mai bine așa întregi decât suc, mai ales dacă avem deficiențe de fier, e acela că ajută la absorpția acestuia datorită conținutului bogat în vitamina C. Totodată, conținutul mare de vitamina C neutralizează radicalii liberi și previne degradarea ADN-ului. O precauție pe care trebuie să ne-o luăm însă legată de un anumit fruct citric și anume grapefruit este aceea că poate suprima enzimele care descompun în mod normal anumite medicamente în organism. În cazul persoanelor care urmează un tratament pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge, spre exemplu, consumul de grapefruit este contraindicat. Citiți poezia, citiți prospectul, consultați-vă cu un cadru medical pe tema asta și, dacă primiți undă verde, băgați pe lângă celelalte citrice și grapefruit. Mă rog, asigurați-vă pe cât posibil că medicul respectiv a mai pus mâna pe o carte în ultimii ani. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației. Cea mai mare varietate de produse vegane e doar pe goveggie.ro.